Cercetată în alte ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și conducerea unui autoturism sub influența alcoolului. Un alt accident grav s-a produs la Târgu Mureș. O autoturizare s-a răsturnat în șanț după ce a fost lovită de o mașină care șoferica a intrat pe contrasens. Într-o duminică de fierbinte, patru case din București au fost distruse de flăcări. Pompierii spun că o bătrână a dormit și au dat un carapă. Au avut nevoie de tuburi de oxigen ca să schimbă curjolul. Intervenția a fost dificilă din pricina temperaturilor uriașe. Clădirile distruse nu erau.